Ana Maria a venit în București, va fi și ea prezentă la Capricile Iubirii Confesiuni și a trecut și pe la doamna Ioana. Dacă o țineți minte, era mama care îl susținea pe Bogdan. Inițial a intrat cu Valentin, iar apoi a rămas cu Bogdan. Foarte frumos este că a trecut și pe la doamna Ioana. Doamna Ioana arată foarte bine și mă bucur foarte mult. S-a întâlnit și cu Isabela. Cu Isabela și cu Blaze am să vă las și noastră un video. Mie îmi place foarte mult Ana și dintotdeauna mi-a plăcut. Este un om care știe să trăiască, simte, e ceva deosebit fata asta. Îmi place foarte mult de ea. Haideți că vă las și noastră un video cu întâlnirea ei cu Isabela și vorbim după. Așa cum spuneam, Ana Maria va fi și ea prezentă la Confesiuni pe Antena Play. Este un interviu pe care îl aștept cu nerăbdare, sincer, până acum nu le-am urmărit pe celălalt. Am primit de la fete și de la dumneavoastră în mare, așa, cu răutățile care s-au spus, dar interviul acesta am să-l urmăresc cu mare interes și cu mare drag. Îmi este foarte dragă Ana, de-abia aștept să văd cineva spune, o sigur o să vorbească și despre relația ei cu Bogdan, de-abia aștept să vedem.